avem aici? De ce tot timpul ești încăpățat? Nu aici, vină încoace. Pentru ce, mă, pentru ce? Mă, ține, vină încoace și nu mai tot întreba de ce. Doamne Dumnezeule, hai mă să mergem la copac. Nu mai bagă mâinile alea și treci aici așa și pune pătura, cum ți-am spus eu. Dau de 10.000 de ori să-ți explic o dată cum să pună pătura. Așa cum o sunt aia. Mai bine stăteam acolo, la copacul ăla sub umbră. Stăteai la copacul ăla sub umbră. O să fac insolație, ai luat asfinile la tine. Da, trebuie să faci insolație, e bine? Hai să stăm aici, uite așa frumos la soare, cu alea așa, să se încălzească și covrigi ăștia, doamne, nu vrei să-i mâncam zleiți. Am venit la picnic să mă enervez. Da! Eu trebuie să fiu calm. Mă, gata. mă, ești ceva, dar... Gata. Da, zic că... Gata, mi-a trecut. Ia, uite ce mă aleg. Bă, mă, doare inima rău, mă. Hai, lasă că-ți trece, lasă-mi. Uite ce mă aleg așa și simt ce frumos miroase. Covrigii? Nu mai e pic de romantism în tine, băi, nu mai e pic de romantism. Nu covrigii, mă, iarba, mă. N-o simți cum miroase. Miroase. Ba da, vine să o pască. Paște-o, mă, paște-o, mă, că de altceva nu ești bun, dar nimic nici romantism a dus. Bună ziua, frumoasă vedere! Vă urez ședere plăcută. Mulțumim. Și vă rog să pregătiți 1.000.000 pentru oameni. Stați puțin, că să nu facem o confuzie. Da. De ce? De ce? De ce? Da. Sunteți curios să știți de ce? Da. Vă satisfac această curiozitate. Satisfacere. Vandalizarea spațiului public și efectuarea de murdărie în tandem. Domnul, stați puțin așa, păi dar noi n-am efectuat nicio murdărie. Nu, n-am făcut. Da, să nu am făcut curățenie pe aici. Ia uitați ce curat e. Dar intenția, stimată doamnă, că vă văd mai înțepat așa, intenția. Vedeți cum privirile voastre languroase și ce citesc de acolo? Tentativa să plătește tăticu. Doriți și dumneavoastră un covrig? Poftiți. Aha! Încercare de mituire! Aha! Aha! Mamă, ăsta-i soprană! Bă, ce, Eli? Păi nu că ăla era bărbat. Doamnă, scumpă doamnă, da. Ambalajul este ecologic sau poluant? Nu, domnule, nu te lua de ambalajul ăla, că e sacoșa de la mama. Soacră. Și dacă vreți să știți că noi n-am vizualizat nicio iarbă. Da, vandalizat, să spune doamnă. Vandalizat. De-o jumătate de oră vă filez, de-o jumătate de oră, nu pun geană pe geană, umbră după umbră să vă prind. Shadow after shadow, I got you! Lasă, eu nu mă dezbrac. Nici eu. Auzi, domne, știi ce te rog? Ia-ți nevasta, da? Cât e de mare, omoară iarba, iar nu mai sta, nu mai călcați iarba, nu mai vandalizați iarba! N-auziți ce vă spun? Gata, uitați că nu mai galvanizăm. Domnul gardian. Noi n-avem bani de amende, să știți. Dar dacă ne împrumutați dumneavoastră, nu? Auzi, o plătim. Știi că ai o idee bună? Ce ar fi, mă, să vă împrumut niște bani? Ha? Vai, ce da, bine. Ce bine. V-aș împrumuta pe cuvântul meu, dar nu scrie în regulament. Așa că mai bine ce fac? Vă iert. Cuvântul meu, dacă nu vă iert. Ce bun. Dar dacă sunteți. Vă mai prind o dată, că vă atingeți de un fir de iarbă, nu mai smulgeți, mă, iarba, mă, că atunci când o smulgeți, parcă simt firele de păr de la mine din cap. Smulgeți, mă, nu mai smulgeți. Marș la pom imediat! Marș la iarbă! Marș! Am zis! Haide-i! Haide, mișcare, mișcare! Ce-ți trebuie stibuitorul ca să ajungi la pom, nu ce rușine? Haide, că ne mănâncă ăsta! Marș, am zis! Extraordinar! Ia uite, bă, ce bagă în ei și n-are putere deloc, bă! Aha! 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 Ce om! Ce om minunat! Ce om! Ai văzut ce om de treabă! Ce dovadă de caracter! Mă, când te-am spus atâtea ori! Trebuia să venim aici, nu să stăm sub umbră la copac, mă, certam, din cauza ta, mă, din cauza ta, mă. Acum ce faci? Du-te și adu-mi covrig, că mi-e foame. Da? Tase, eu nu mai vizualizez iarba, nici să mă omor. Nu, mă, eu nu mai balizez nicio. Păi n-auzi că mă arestează? Da, și acum ce vrei să mă aresteze pe mine? Și ce vrei să mă aresteze pe mine? Păi și? Am o idee. Zi. Sprijină-mă. Te ajut? Hai că te țin eu. Ține-te și ține-mă. Așa. Hai. Ține-mă bine. Iată-mi, da? Am plecat. Ține-mă. Stați! Nu mă vedeți? Ba da. De ce faceți
focul în pădure. Amendă 10 milioane. Stai puțin că n-am făcut focul niciodată. E, nu zău. Da. Dar cu cranga aia. Ce vrei? Am cranga, am luat. Nu, lăsat că vă știu eu. Întâi tragi sacoșa cu covrigi? Da? După aia a prins focul ca să-i încălzești. Pune imediat cranga la loc, în pom. Dar stai puțin că creanga era pe jos. Eu am luat creanga, dar dacă doriți, eu arunc la loc pe jos. Ea nu era în copac. Nu. Păi dacă o lași pe pământ, acum, cum faci acum pe jos, pe vine altul la fel de inconștient ca dumneavoastră și face focul cu ea. Asta știi cum se numește? Mm-hmm. Instigare la incendiere. Vrei să te arestezi? Mm-hmm. E, atunci pune imediat cranga la loc în pom. Hai, repede! Hai, până mare! Stai, mă, că e nebat! Dar lasă-l cu altfel! Hai, sus! Sus, pune, mai sus! Pune-o sus! Învățați să respectați natură! Mai sus! Așa e bine! Tase! Da? Tase! Haide tu să-mi aduci și mie un covric, că mi-e foame! Nu mă duc, mă, că eu, cum să spun, eu nu mă mai duc acolo. Dar uite că au mai rămas niște covrigi în sacoșe. Uite cum facem, ai încredere în mine? Hai, fii atent cum facem. Mă concentrez și cu forța gândului aduc sacoșa cu covrigi la noi. E bine? Mă privești. Mă concentrez. Forța e cu noi. Look, come with me. The power is without you. Mișto ce merge ăștia la Trăscău, frate. Alo, stai puțin, măi, omule, alo. Bai, ne-am mâncat covrigii, stai, domnule, că ești covrigii noștri. Domnule, și ce faci, cași pe iarbă, vandalizezi spațiul verde, pușcăria te mănâncă. Așa e legea. Și lasă covrigii. Covrigii vorbiți, mă? Da. Păi care lege, mă, mărăștenilor, mă, poate e pentru voi, mă. Păi ce, eu am vă lege, mă? Azi mă-mi pace. Auzi, Tase, nu poți să te mai concentrezi odată să plecăm din galaxia asta în care nu mai avem loc? Da. Mă urmărești, da? Așa. Puterea e cu noi. Mereu rămâi în urmă. The power is without you. Mă las de băut.